Vă salut! Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre tehnologia de generația 10 al procesoarelor și al plăcilor de bază Socket 1200. Haideți să vă arăt un pic. Am intrat pe un site și caut aici la filtre Socket 1200 Intel. Știu că e de la Intel. Hai să mai fac un filtru, preț aici ascendent și să vedem un procesor cât de cât i3. Am văzut aceste i3-uri 550 de lei, să știți că nu sunt scumpe și să vă arăt de ce. Și voi să vă explic un pic de ce. Hai să vă citesc, uitați, are 4 nuclee fizice. i3 de a 10-a generație, deci este ultima generație de procesoare care l-a scos Intel-ul. Are o frecvență foarte bună de bază la 3600 MHz. Are un cache de 6 MB suficient. Tehnologia de fabricație este pe 14 nanometri. Acest procesor are în cutie inclus și cooler, deci nu trebuie să cumpărați cooler separat. Să știți că aceste procesoare nu se încălzesc foarte tare. Și coolerele din cutie își fac treaba. Puneți o pastă termoconductoare decentă și o să-și facă treaba. Aici, ok, mai scriu o dată 4 nuclee, 65 de W putere disipată. Și uitați, în frecvență turbo, adică la nevoie, el va urca la 4,3 GHz, adică la 4300 MHz, deci de la 3600 la 4300, ceea ce mi se pare foarte, foarte bine. Număr thread-uri 8. Aici iarăși vreau să subliniez un lucru. Uitați-vă, deci 4 nuclee fizice și 8 thread-uri. Și acesta este foarte bine. Cei care știți cât de cât cunoașteți procesoarele de generație mai veche, știți bine că procesoarele i7 au avut 4 nuclee și 8 thread-uri și știți bine ce scumpe au fost acele i7-uri, că nu puteai să ajungi la ele, erau foarte scumpe sau pentru noi care nu suntem multimilionari, nu puteam să le cumpărăm. Uitați-vă acum la ultimele generații de procesoare la 550 de lei. Puteți cumpăra un i3 care este comparat cu acele i7-uri de generație mai veche. Ceea ce mi se pare foarte bine și cu o frecvență iarăși de 4300, deci credeți-mă când intrați în jocuri sau randați sau mai știu eu lucrați cu vreun program care are nevoie de resurse, de frecvență, să știți că o să urce până la 4300 MHz, acest procesor o să lucre la nevoie. Mi se pare, deci, în comparație, mă repet încă o dată, în comparație cu procesoarele de generație mai veche, aceste trei se compară cu acele i7-uri. Iarăși, aici are ce memorii DDR4, astea toate funcționează, sunt compatibile cu DDR4. Și are aceste procesoare au și grafica integrată în procesor, acel UHD 630. Să știți că duc și jocurile noi, dar nu la setări foarte mari, la o setare medie sau joasă o să ducă și jocurile liniștit. Bun, uitați, acesta este deja o diferență foarte mare și prețul, vă spun, prețurile la cele i7-uri de generație mai veche erau super scumpe, de la 2000 de lei în sus, așa erau acele procesoare, sau 1500, sub 1500 știu că nu găseai un i7 cu 4 nuclee și cu 8 thread-uri, fix așa erau. Și nu mai țin minte dacă aveau aceste frecvențe, dar nu cred că urcau un turbo la 4300 MHz. Bun, deci cam asta ar fi despre tehnologia de ultimă generație, de generația 10-a. Haideți
Haideți să ne uităm un pic și la plăcile de bază și cu ce memorii sunt compatibile. Dacă vă uitați un pic și sunteți atent, aici nu scrie, acest site nu scrie cu ce memorii RAM, la ce frecvență sunt compatibile. Dar aici am intrat pe acest site și am dat un copy-paste. Acest site, să știți că vă arată cam tot ce vreți despre un procesor de generație veche sau generație nouă, numai să știți să-l citiți și ce vrea să spună. Deci generația 10, i3, pentru desktop, adică pentru unități centrale, prețuri, cum am spus, 8 core, 8 thread-uri. Și aici este foarte important, iată, bus speed-ul 8 GT pe secundă. Acesta este transferul de date care suportă acest procesor. Este foarte bun. Haideți să... Acel giga transfer, că asta înseamnă GT, giga transfer per second, adică pe secundă, este foarte rapidă. Să luați în considerare și acest lucru, cele de generație mai veche au 4,2, 4,8, 5 giga transfer pe secundă și este foarte important să știți. Ca să aveți, să fie optimizat și să vă funcționeze la capacitatea maximă, întotdeauna, dacă nu vă scrie pe paginile care vânde aceste, care distribuie aceste componente, atunci intrați și voi pe site și uitați-vă un pic la specificații mai în profunzime. Iată aici și memoriile, asta m-a interesat iarăși, deci memorii suportate DDR4 2666 MHz, da? Deci acest procesor suportă frecvența de 2666 MHz la memorie și aici asta cu 8 GT per seconds. Bun, în rest, procesorul, vă spun eu, este super, are tot felul de tehnologii, setul de instrucțiuni pe 64 de bit și astea, SS și așa mai departe. Vă garantez eu că o să ducă orice joc, deci acest i3 duce orice joc, nu mai intru pe i5 și așa mai departe, pentru că alea sunt și mai puternice. Sau hai să intru, dar vouă una de 550 de lei, să-l folosiți acasă, este suficient. Hai să dau înapoi și să văd, hai să văd un i5. O facem o comparație, uite, sunt și astea mai scumpe, tot i3, dar nu, poate au ceva în plus, mă rog, dar nu trebuie să săriți. Iată și asta tot i3, cred că frecvențele sunt mai mari, 800 de lei, i5, 869 de lei, dar are o frecvență destul de mică, 900, hai să văd, cam ăsta ar fi cam ce am eu în comparație cu ce am eu, bine, a mea e generația 6-a, de acum 4 ani și cam atât am dat și eu pe el. Sau cam atâta era prețul pe acest site, un i5 3300 MHz. Iată, aștia au 6 nuclee și unde 12 thread-uri. Deci sunt super, tehnologiile au avansat foarte mult față de generațiile vechi. Intel-ul a mai adăugat nuclee fizice la procesoare și a lucrat foarte mult iarăși și la frecvențe. Dar este foarte important să vedeți că chiar dacă au o putere foarte bună, cu
consumul de curent, la urma urmei, că asta trebuie să luăm noi, trei lucruri: să aibă performanță, să fie la un preț bun și să nu consume, să nu ne vină o factură de curent de să oprești calculatorul. Deci nu, trebuie să te uiți și să ăsta, procesorul sau componenta să fie puternică, dar să nu consume foarte mult. Și cum vedeți, aceste procesoare de la Intel nu sunt consumabile, nu sunt consumatoare. Nu sunt consumatoare mari de curent. Iată, frecvență 4,8 GHz și acesta este foarte bine. Acesta este Comet Lake, se numesc nucleele. Și acesta, frecvența memoriei 2666 MHz, deci trei cumpărați, întotdeauna voi să vă uitați să cumpărați plăci de bază care suportă frecvența de 2666 MHz. Bun, deci cam astea ar fi cu procesoarele în comparație. Nu mai intru la i7 și la așa ceva, cu cât sunt mai scumpe și i7, i9, cu atât bineînțeles sunt mai performante și nu mai are sens să mă bag. Dar un i3, cum v-am arătat, sau, de exemplu, bine, acesta este preț dublu față de acel i3, da, are procesoare, are frecvență, are tot, dar acel i3, să știți că o să-și facă treaba și el. Haideți să intru și la plăci de bază, că fără plăci de bază nu aveți ce face. Numai să, hai să fac și un coș. Să vedem cam la ce preț ne-ar ieși. Deci acest i3, am spus. Unde? Acesta 550. Să-l bag frumos în coș. Așa. Să mergem la plăci de bază și voi faceți exact așa. Mergeți la socket și 1200 și luăm, nu știu, hai să nu luăm chiar ultima, chiar dacă mie îmi place gigabyte-ul. Hai să punem preț ascendent, așa, de la cele mai ieftine. După cum am spus, nu vreau să iau nu știu ce plăci de bază ATX de mărime mare pentru gaming. Și un micro ATX este suficient pentru ce vreau să arăt și să vedem cam la ce preț ne ridică. Hai să văd, 274, să nu fie nici cea mai ieftină, dar să fie a doua cea mai ieftină. Bun, arată bine, are două sloturi de RAM, are PCI Express, cum văd are VGA. Hai totuși să văd un DVI. Că vedeți, aceste plăci de bază au ieșire doar DVI. Și voi, dacă nu vreți să-l faceți de gaming, adică să instalați o placă video separat, atunci va trebui să îl conectați doar la DVI. Și aia înseamnă că e ieșire analogică, imagine analogică. Hai să văd, acesta 289 are și DVI. Bun. 289 este ieftin. Vă spun, eu am cumpărat de generație mai veche și era mai scumpă. Și să vă citesc un pic despre specificații, că au avansat, să știți, foarte mult. Bun, aici socket-ul v-am spus. Păi, sloturile are destule, micro ATX, dimensiuni, BIOS și așa mai departe. Deci are un cache, uite, de 128 megabits pe mega bit flash, da? DDR4 și, ia uite, aici mă interesează, două sloturi și frecvența memoriei de suportă de la 2133 până la 2933. Avem și 2666, exact ce ne trebuie pentru acel i3. N-are sens să cumpărați cu o frecvență mai mare, poate o să fie mai scumpe sau nu, că procesorul tot o să lucreze la frecvența de 2666 de MHz. Bun. Are LAN și așa mai departe, are ieșiri, iată aici, are de sub acel VGA și DVI-D, deci dual,
ceea ce este, iată, are și HDMI, deci are toate ieșirile pentru imagine pentru monitorul vostru. Ce aici? PS2, are cu mufă, v-am mai spus și în tutorialele trecute, nu prea am mai văzut pe la noi prin Reghină tastatură și mouse cu mufă, cu PS2, dar nu-i problemă că sunt și are această placă de bază, are și porturi USB, puteți liniști să-l conectați acolo, uitați aici are o grămadă, deci nu e o problemă. Bun, uite, deci această placă de bază ar fi compatibil cu procesorul, cu ieșiri video și așa mai departe, ceea ce este foarte bine. La 289 nu e scump. Deci credeți-mă, nu e scump. Eu am dat 100 și ceva de euro. Chiar dacă era de generație mai veche, îl băgăm și ăsta în coș și mergem la memorii. Mergem la niște memorii RAM și alegem 2666 MHz. Uitați aici. Așa. Și alegem 8 GB, este suficient. Un dual channel mi-a trebuit, adică un kit 2x8. Iată acest Viper, Patriot Viper Elite, 16 GB, 265 de lei. Nu e scump. Hai să pun și aici preț ascendent, să filtrez. Și modul, hai să văd. 2x4, hai să văd 2x8 cât e, că nici astea nu scumpe. Și atunci dacă bagi 265 și să văd 2x4, așa mare diferența. Să știți că e chestie de cele, deci latența, da, cum văd, tot acea latență are 16. Deci mai bine atunci alegem, pentru că diferența nu este foarte mare, câteva zeci de lei și atunci mai bine alegem 2x8 și puteți băga liniștit 16 GB de RAM și o să fie suficient pentru orice. Bun, Patriot, acest Patriot, da, vedeți, are o latență de 19, e destul de mare, cu cât are latența mai mică, cu atât va merge mai bine. Hai să văd, 265, acesta mi se pare ok, are și radiator pe el, DDR4, 2666, frecvența procesorului perfect, frecvența suportată de placa de bază perfect, 16 GB de RAM perfect, module 2x8 GB și acea latență are de 16. Bun, este fain, chiar arată și bine, îl băgăm în coș și nu e scump, 265 de lei pentru 16 GB, nu este mult. Și iată, dacă voi aveți acasă o carcasă, nu știu ce, un hard disk cu 1000 de lei, 1100 de lei, vă faceți un calculator de ultimă generație. Pentru că toți aveți acasă un hard disk SATA 3, da? Toți aveți acasă. Toți aveți acasă o carcasă. Și să știți că aceste procesoare și această placă de bază, nu știu, nu vă trebuie o sursă super extra, nu știu ce. Ce sursă aveți voi pe acolo acasă, cât de cât, una la 100 de lei, o să ducă acest build, acest calculator și cu 11 milioane, uitați, instalați o Windows 10 frumos și o să vă meargă super, dar vă spun ca să aveți, acum am greșit un pic ca să vă spun cu hard disk-uri, ai hard disk-ul o bagi dacă nu mai ai bani și nu mai ai ce face, dar un SSD e obligatoriu la acest build. Și hai să văd și un SSD, oricât ar fi. Hai să văd un SSD obligatoriu și punem și aici preț ascendent. Filtrăm și ce aici? De câte 120 de giga?
Uitați, de exemplu, și eu am să știți că 120 de giga am pentru partiția C și mi-e suficient. Haideți să vă arăt ca să mă credeți. Aici mi-e partiția, da? Ăsta mi-e C-ul. Și uitați, am liber 73 de giga cu Windows 10, cu toate programele, cu Camtasia și așa mai departe. Deci mie de 116 scrie. Dar normal e de 120. Uitați, deci îmi ocupă 44 de giga și 75 încă am liber, da, vedeți și capacitate 119 la 120 de giga, este un Samsung și este suficient. Voi, da, dacă aveți acasă atunci un hard disk, ăla legați pentru acel hard disk clasic, legați pentru filme, pentru muzică, să le stocați. Dar să știți că un SSD de ăsta de 120 de giga este suficient, vă garantez eu, și iată, e 100 de lei. Este 100 de lei și uitați-vă un pic la frecvențe, citire, scriere, 520, 320 megabytes pe secundă, sunt foarte ușoare. Nu este cea mai bună calitate, dar orice SSD de acesta o să meargă mult mai bine decât orice sau orice hard disk de ăsta clasic de pe piață, garantez eu. Iată, ăsta ce e? 134 de 240 de giga, iată, cu 34 de lei mai scump. Hai că-l băgăm ăsta, așa și scoatem celălalt, sau nici nu l-am băgat pe celălalt. Cred că nici nu l-am băgat. Bun. Și uitați, am ajuns la 1237 de lei. Puteți să vă faceți un calculator liniștit cu o carcasă, cu o sursă cât de cât, un SSD cu 16 GB de RAM, cu placă de bază de ultimă generație, cu un i3 perfect. Mie îmi plac foarte mult, deci vă spun, este comparabil cu i7-le de generație mai veche, dar să știți că astea au fost lucrate, acele seturi de instrucțiuni pe aici, acele seturi de instrucțiuni au fost modificate, au fost lucrate, bineînțeles, pe aici și astea de setul de instrucțiuni și setul de extensii și așa mai departe, tehnologiile au fost lucrate, au fost umblate pe acolo, vă dați seama că sunt așa de ultimă generație, au fost scoase când? În luna a doua 2020, deci în februarie 2020, sunt foarte bune. Cam asta am vrut să spun eu, să subliniez despre tehnologiile de ultimă generație, sunt foarte puternice aceste procesoare și la un preț bun, să știți. Deci eu nu cumpăram niciodată procesor nou-nouț cu garanție de 2 ani, cu 4 nuclee și cu 8 threaduri. Eu am un i5 cu 4 nuclee și tot cu 4 threaduri. Nu am cu 8 threaduri și vă spun eu, era 1050 de lei. Și de generația 6 pe care îl folosesc și acum, și frecvențele sunt mai mici, dar își face bine treaba și calculatorul meu, mă joc cu orice pentru că am și o placă video. Dar uitați-vă ce treabă bună au făcut cei de la Intel, nu consumă aceste procesoare, nu sunt consumatoare de energie electrică foarte mari și își fac bine treaba. Bun, sper că ați înțeles ce am vrut să spun, ce am vrut să subliniez. Puteți să vă abonați la pagina mea, haideți să vă arăt. Deschideți și voi YouTube-ul și scrieți aici din frumos reparații calculatoare Regin. Și acesta sunt eu cu 244 de abonați și 131 de videoclipuri. Intrați frumos pe site-ul meu și o să aveți aici abonare. Eu acum sunt logat pe pagina mea.
să dați click pe abonare și click pe clopoțel. Dați click aici frumos pe videoclipuri și uitați câte videoclipuri am, puteți învăța foarte mult. Pentru începători, pentru cei care sunteți avansați și deja știți, nu, sunt unele lucruri, dar mai multe pentru începători. Bun, puteți să vă uitați liniștit pe aici, la clipurile mele, bineînțeles, care sunt publice, cam și private. Bun, cam atât. Vă mulțumesc că vizionați clipurile și ne auzim la alte tutoriale. Vă salut!